Cum vă simțiți? Am prins un loc liber. Wow, Roxy, aici e super, dacă vrei dau locul ăsta. Deși cred că ai mai fost aici, așa? Este domn de invalid. Și lumea din față. Care este coadă imensă la vizitarea catedralei. Sena-ntr-o parte, Sena-ntr-o parte cealaltă. Se vede foarte bine. Ce-ai făcut cu ei? Unde ai dispărut? Am fost un bar, nu știu ce am făcut. Vezi cum sunt sfinții pe acoperiș? Ne erau până jos bănesc, dar nu am mai rămas. Asta e turnul, unde e clopotnița, de fapt. Asta e clopotnița. Da? Da. A zis să nu mai mișc grilajul, ești. Nu trebuie să mă țin de ceva, că sunt la înălțime. Te ții de mine. Nu mă mișca pe mine, că eu înregistrez. Nu de cum mă țin de grilaj, mă țin cu forță. Ține-te cu forță, n-am nicio problemă. Aș chestia unde e o macara acolo, ce mai e? Că seamănă la construcție cu chestia asta. Unde vezi că o macara? Chiar în față. A rămas singur? Da. Să înțeleg că e 12 sau 1 sau cât 2? Am rămas pe aici aici între ei. E interesant de văzut cum se formează grupurile. Știi, mai devreme erau în coadă, acum sunt în ciorchine. La mine nu era lungă. Da, da. De populat.
celălalt la fac de la deja quelque chose que je vais vous montrer là Tu t'imagines combien elle descend la terre, 200 mètres. Sorbonne. Prendiamo quello. Hai. Thank you.
De baterie, că se încarcă mai mult timp. Probabil Saint-Geneviève. Après Roxana. Pusol. Asta e turnul Saint-Jacques. Teoretic. Și de sus, de dincolo, părea că avea mai multe chestii. Nu e Saint-Jacques. Și ăsta e Panthéon. E Panthéon, dar cu fundul. Sau una din late. Laturi. Și ăsta este cineva care nu știm cum îl cheamă, dar pare foarte cunoscut. Asta din față ce e clădirea? Este și universitatea de cercet aici, nu știu cum mai sunt, sunt mai multe. Le Panthéon. Faculté du droit. Bibliothèque Saint-Geneviève. Et un Ciumpalac. Spre turnul. Și ne mergem încolo unde este turnul pe care nu-l vedem. Mai așa, într-o parte. Și merg de... Deci ne mergem în față unde este turnul pe care nu-l vedem. Primăria sectorului 5. Primăria sectorului 5.